Baza aeriană 5, Montreal, ora 7 dimineața. Inginerii și mecanicii români pregătesc cele trei avioane care urmează să plece. F-urile trebuie să ajungă în țară pe ruta Montreal-Aviano-Fetești. Ceața a amânat însă decolarea cu ore bune. Cele trei aeronave au făcut puțin peste două ore până la Aviano, o bază NATO din nordul Italiei. După ce au alimentat, avioanele F-16 au plecat mai departe spre Fetești, baza escadrilei 53 Warhawks, un zbor de o oră și jumătate. Condițiile meteo dimineața la Montreal în Portugalia au fost improprii decolării. Am fost nevoie să ne amânăm decolarea cu aproximativ două ore, ceea ce, bineînțeles, că ne-am împins tot programul în așa fel încât am aterizat noaptea la Fetești. Suntem pregătiți de treabă. De săptămâna viitoare avem 12 avioane și continuăm instruirea în aer. Forțele aeriene române au în prezent 12 avioane F-16. Pentru modernizarea lor, pentru pregătirea piloților și mecanicilor, dar și pentru armament, România a plătit 628 de milioane de euro. Ministrul Apărării a anunțat că se negociază cumpărarea altor 36 de F-16 de la americani. La 4 ani de la semnarea contractului cu forțele aeriene portugheze, forțele aeriene române au acum 12 aparate F-16. Următorul pas important este operaționalizarea escadrilei 53 Warhawks. Asta înseamnă că undeva anul viitor, piloții români de F-16 vor putea participa la misiunile de poliție aeriană din baza 86 Fetești. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.